Ungaria ar putea rămâne fără drept de vot în Consiliul Uniunii Europene. Parlamentul European a declanșat astăzi procedura de sancționare a țării vecine. A fost invocat articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene. Printre criticile aduse a Ungariei se numără adoptarea unor legi privind libertatea de exprimare, organizarea sistemului judiciar, acelui electoral, dar și abordarea față de fenomenul migrației. Guvernul de la Budapesta este acuzat că încalcă normele fundamentale ale Uniunii Europene. Oficialii maghiari au reacționat dur după aflarea deciziei. Nu vom accepta amenințări și acte de șantaj din în partea forțelor pro-imigrație. Ne vom apăra frontierele, vom opri imigrația clandestină, a declarat premierul Victor Orban. Este vorba de o răzbunare meschină a forțelor politice pro-imigrație. Raportul conține o serie de acuzații neadevărate și nejustificate. Este vorba de un proces de fațadă, a spus și ministrul de externe al Ungariei, citat de Bloomberg. În cazul țării vecine, deschiderea procedurii de sancționare a fost adoptată cu 448 de voturi pentru 197 de voturi contra și 48 de abțineri. Președintele Comisiei Europene a transmis astăzi și un mesaj tuturor Européenne, la, de la Commission s'oppose à toutes les atteintes à l'État de droit. Nous restons préoccupés par l'évolution des débats dans certains de nos États membres. L'article 7 doit s'appliquer là où l'État de droit. În danger. La începutul lunii octombrie și România este invitată în Parlamentul European să ofere explicații cu privire la intervenția jandarmeriei din data de 10 august. Alte subiecte de interes abordate vor fi modificările codurilor penale și legile justiției din țara noastră. Nu trebuie să uităm că au avut loc proteste la București, dar asta nu la Budapesta, iar președintele României a trebuit să intervină și să certe forțele de ordine, a declarat liderul popularilor europeni. Articolul 7 a mai fost invocat o singură dată în istoria Uniunii Europene, la finalul anului trecut împotriva Poloniei.